folosit suferința ca mijloc de a se apropia din nou de Dumnezeu. Pentru că El a înțeles atunci când ești jos, singura soluție este să îți găsești puterea interioară și voința de a te apropia din nou de calea cea bună. Astăzi aflăm împreună povestea lui Tudor Sișu. A stat 4 ani în închisoare, din care a ieșit cu un gând salvator. Niciodată nu e prea târziu pentru a-ți schimba viața. M-am analizat, știu ce s-a întâmplat, înțelegi ce zic, clar mi-am dat seama care e punctul unde lucrurile au luat o altă turnură. Înainte eram probleme care am avut cu drogurile și toate chestiile astea, eram mult mai rece și mult mai izolat, dar cred că făceam toate chestiile astea din cauza că nu găsisem ce-mi plăcea cu adevărat. Și atunci am fost arestat, am venit acasă și mereu mă întorceam la aceeași chestie. În momentul când am schimbat ceva în viața mea, nu intenționat, nu m-am gândit, mamă, în dimineața asta se schimbă viața mea. Nu, pur și simplu, probabil intervine saturația, intervine chiar un semn care ne trimite Dumnezeu. Tu acum faci diferența, cum te simți când faci voia ta și cum te simți când faci voia lui Dumnezeu? Când faci voia ta, te simți de multe ori, cum să spun eu, mic, știi? Pentru că, într-un fel, încerci să-i dovedești că lasă-mă că știu și eu partea mea sau știu și eu mai bine unele chestii. Când faci voia lui, te simți energizat, te simți înălțat, te simți, adică simți că nu acționezi singur. Eu am simțit în toate perioadele mele grele că am susținerea de care am nevoie, indiferent care era starea mea din momentul respectiv. Asta e mâna lui Dumnezeu care simți că te poartă? Da, categoric. Când eram mic, eram mai pios decât sunt acum, când eram copil. Primul meu contact cu lumea spirituală, ca să zic așa, a fost când eram la bunicii mei în Chitila, era acolo biserică, jucam fotbal lângă ea și preotul de acolo. Nu-mi dau seama cum am ajuns în prietenie cu el, nu... Dar cert e că... Chiar mă învățase, puteam să citesc din cartea aia care e scrisă în slavon, în biserică, știi? Mă învățase chestia asta, în vara aia. Dar a contat să munți această plantată? Probabil a contat că îmi închipui că m-a familiarizat cu ideea. Încercările prin care a trecut l-au făcut să conștientizeze că zi de zi, în jurul nostru, se dă o luptă între bine și rău. Foarte puțin oameni o poartă conștient. Marea majoritate fac acțiuni fie în favoarea unei tabere, fie în favoarea celelalte tabere. Dar lupta conștientă, propriu-zisă, și o fac foarte puțini oameni. Chiar și în favoarea răului mă refer. Nu neapărat în favoarea binelui. Foarte puțin o fac conștient. De-aia e și greu, că nu poți să-i urăști pe oamenii care o spun ceva contra credinței, pentru că el a fost păcălit de un om care a fost păcălit de alt om, care a fost păcălit de alt om și s-a creat o idee cum că n-am fi liber. Dar tu când ai început să fii conștient și să lupți, să duci lupta asta între bine și rău? Cred că conștient am înțeles lucrul ăsta după 2009-2010, ca să zic așa. Și ce simți tu că ai început să exprimi după? Păi, în general, meseria mea, dacă mă întrebi așa, e să dau stări de spirit oamenilor. Nu e nimic altceva. Nu fac nicio șaibă, nu fac niciun șurub. Cu ce stare ai vrea să rămână după ce îți ascultă muzica? Speranță. Speranță de bine, normal. Speranță de înălțare. Asta sper să le dau. Voință, rezistență, anduranță să poată să înfrunte, pentru că viața e abrazivă. Nu e de catifea. Nici noi nu suntem diamante, de-aia trebuie să fie abrazive până ne șlefuiește. Am nevoie de răbdare, să construiesc o scară, să urc până la Dumnezeu după dreptate morală. Gândul la Dumnezeu, ce speranță îți dă? Păi, gândul la Dumnezeu îți dă sens în viață. Nu trebuie să sar calul niciodată și trebuie să mențin. Normal, fiecare primește un canon care trebuie să-l facă ca să... Multă lume spune, domnule, de ce? Chiar și o mică chestie de un minut pe zi. O raportare la Dumnezeu de un minut pe zi te ajută să menții legătura cu El. E acolo. Rugăciunea. Păi, asta mă refer. Și de un minut dacă e. Doamne, sunt aici, să nu uiți numele meu, plec afară. Și când mergi să faci păcatul, fă-l spunând rugăciunea. Că poate te întoarce, cine știe. Probabil, în decursul vieții noastre, cel puțin o dată îl întâlnim pe Dumnezeu într-o persoană fără să știm că e El.
După eliberarea din închisoare, Tudor spune că ortodoxia i-a mai adus încă o eliberare, cea de patim. Ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă pace, liniște, înseamnă armonie, înseamnă o simfonie cu toți cei din jurul tău. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Dacă urmărești să faci chestia asta, știi, cineva m-a învățat cum să deosebesc binele de rău. Mi-a zis, băi, ce simți că te liniștește rău, ce simți că te împlinește bine. Acum intervine partea de disciplină și de antrenament a fiecăruia, care îi trebuie să înțeleagă și rostul rugăciunii și al canonului și rostul postului. Cum îți antrenezi corpul, trebuie să-ți antrenezi și sufletul. Eu nu înțeleg oamenii de ce sunt atât de dornici în a-și antrena corpul și atât de puțin dornici în a-și antrena și sufletul în conformitate cu corpul. Asta nu înțeleg, adică există o totală respingere a antrenamentului spiritual și o totală promovare a antrenamentului fizic. E singurul lucru care te va scoate mereu la liman. Credința. Restul lucrurilor nu te pot scoate la liman. Nu au cum. Doamne ajută. În căutările sale, Tudor Sișu a găsit o virtute pe care o întâlnim tot mai rar, smerenia. Eu mă consider cel mai mic, ca să zic așa. Nu mă consider fac drag. Eu nu fac nimic. Nu pleca de la premisa că fac eu ceva. Fă tu. Înțelegi? Dar poți doar să mărturisești. Da, pot să mărturisesc. Să mărturisești ce faci. Eu mărturisesc că Dumnezeu e aici, e cu noi și e mare. N-ai cum să ai împlinire și nici mulțumire, cât timp libertatea nu-i supusă unei voințe divine. Dacă vrei să fii liber, trebuie să supui o parte din tine și ascultarea să-ți devină o parte din fire. De-aia mă încred în frați ca într-o parte din mine și o partitură îmi devine inima în întregime. În 2010 l-a cunoscut pe părintele Iulian Mihai, de care leagă acum o prietenie ce trece dincolo de granițe. Fiecare din noi are o șansă în fața lui Dumnezeu, atâta vreme cât noi dăm șansa aproapelui nostru de a se reabilita atât în fața noastră cât și în fața lui Dumnezeu. Cred că fiecare din noi ar trebui să acorde un grad de nevinovăție, o prezumție de nevinovăție pentru oricine, în orice situație s-ar afla sau pentru orice lucru ar fi fost el acuzat. Spuneai de întâlnirea cu părintele Arsenie Papacioc. Părintele nu mi-a zis mai mult de probabil 50 de cuvinte, nu știu, 100 de cuvinte, adunate cap la cap, nu, mai puțin, câteva fraze. Dar una dintre fraze a fost, de fapt, singura, în afară de formulele de politețe și de un mic diferent la final, singurul lucru pe care mi l-a spus părintele Arsenie Papacioc a fost doar, s-a uitat la mine și mi-a zis să nu te întreb niciodată de ce. Deci nu o să mă întreb de ce. Întâlnirea cu părintele Arsenie Papacioc a fost pentru Tudor Sișu copleșitoare. L-a marcat foarte mult și îmi amintesc că era destul de intrigat de faptul că vorbeau amândoi despre Dumnezeu și părintele întrebase cum de vorbește despre Dumnezeu. L-a măcinat lucrul ăsta. A fost destul de abătut o perioadă despre lucrul ăsta și după ce părintele a trecut la cele veșnice, făcea amintire și în continuare face amintire când mai vine vorba cu drag despre părintele Arsenie Papacioc, pe care îl consideră, cred că, un sfânt. Schimbările prin care a trecut se văd și în plan profesional, unde a avut parte de momente unice, mai ales pentru un cântăreț de muzică rap. Era un concert la Pitești, la Urban House se numește locul. Și am mers cu Cedric. Era în turneu Sfinții Închisorilor. Da, un turneu atipic pentru rap, dar nu oarecum pentru rapul românesc, pentru că noi am încercat să aducem un pic din ideea de oratorie. Înțelegi? Nu mergem pe ideea rapului american. A început lumea să strige Dumnezeu, dacă îți vine să crezi, și că suntem la galeria de fotbal. Deci, strigă lumea, Dumnezeu, chiar așa frazau. Dumnezeu, Dumnezeu. Eu am rămas, am vrut, nu știam ce să fac, am întors la Marius. N-am, numai din privire am vrea cu ce înseamnă pe scenă, m-am oprit, bă, zic, dacă asta e trăirea omului, lasă-i să zică. Pot să spun că au fost singurele spectacole de muzică, hai să spunem, laică,
unde spectatorii au stat un pic în genunchi și au spus Tatăl nostru. Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce, un lucru pe care Tudor l-a trăit cu adevărat. Dumnezeu mi-a dat muncă. A zis, na, acum o să muncești, acum o să muncești. Și ți-a dat și putere? Da. Că închipuiesc că atunci eu am mers în astea două turnee foarte epuizante, în condițiile în care aveam probleme cu ficatul. Deci eu am mers în turneele astea în condițiile astea, în care eu nu puteam nici să mă întind foarte bine. Eu stăteam cu un junghi băgat așa aici, așa stăteam în mașină și mergeam. Și mă mutam când pe partea asta, când pe partea asta. Intram pe scenă și trebuia să sar. Și în sfârșit, în septembrie, în ianuarie, n-am mai putut. În momentul când m-a operat, că aici vreau să ajung, și acum țin minte că am deschis ochii. Și mi-a zis, după aia, după ce m-a operat, e foarte ciudat că tu ai făcut peritonite de două ori. Era mâna lui Dumnezeu? Da, categoric. Te iubește Dumnezeu? O, da. Ți-am zis că asta mă și îngrijorează. În viața lui, strada ocupă un loc important, dar așa cum fiecare are un drum al său, la fel și Tudor Sișu are strada lui cu o destinație sigură. Străzile, uite, îți oferă și niște dărăpânături, îți oferă un restaurant, îți oferă și o croitorie, îți oferă tot. Pe străzi trebuie să mergi ca să ajungi unde ai treabă, nu? Ce îți oferă strada? Strada îți oferă o lume, adică pentru mine, pentru cei ca mine, pentru mediul în care vin, e o lume în care ai crescut, în care ai învățat să te descurci. Normal că pe străzi înveți lucruri. Înveți lucruri, poate nu le-ai învățat într-un birou, dar acolo înveți lucruri, nu le-ai învățat pe stradă. Și pe tine ce te-a învățat strada? Pe mine să mă descurc. Eu asta am învățat, sincer să fiu. Adică să nu-mi fac griji tot ziua de mâine, știi? Și ai învățat de ce trebuie să te ferești, poate? Pe stradă? Da. Trebuie să te ferești de tot. Totul e periculos. Și tu ești principalul dușman, să știi, și pe stradă pentru tine. E la fel ca în viață. Ești principalul dușman, ești tu, întotdeauna. Pentru că tu îți alegi anturajul, tu îți alegi prietenii, tu îți alegi ceea ce vei face, tu îți iei deciziile. Înțelegi? Și atunci tu ești cel care răspunzi. Toate drumurile duc la Dumnezeu într-un final, pentru că toți trecem pe acolo.